Care dintre următoarele este cunoscut numele de hormonul fericirii? Cimbru! Șacalilor, ce faceți? Stăteam și o random la calculator și într-un mod foarte ciudat m-am gândit, băi, oare eu cât sunt de prost? E foarte normal să spui întrebarea asta așa, random. Așa că am scris pe Google, test de prostie. Și acum o să vedem cât sunt de prost. Poate după videoclipul ăsta o fi eu prost, dar parcă sunt și mai frumos, nu? Adică parcă, băi, mamă frumos, nu o dai bă cu mine. Care e ideea, toți care urmăriți clipul trebuie să răspundeți o dată cu mine și vedem la sfârșitul clipului. Cine e mai prost, eu sau voi? Băi, ce-i drept anul ăsta, am zis că facem 1.500.000 de abonați, așa cât vorbesc eu, bum, voi puteți să vă abonați acolo frumos, activați clopoțelul cu toate notificările, bă. Bă, a trecut 4 luni, ce ai făcut, frate? Ai făcut ceva de când a început anul? Leneșule, de ce te uiți? De ce ești aici? Nu mai fi aici. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Cât de prost ești? Pe clopoțel.ro. Content. 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 Adică 1.500.000 de abonați. Mi se rușine acum să mai zic. Nu mai. Lăsați, nu vă mai abonați. Aici văd care poză cu un prost. Deci ori ești tu aici, ori eu. 20 de păsări stau pe un copac. Toate în afară de 15 zboară. Câte păsări au rămas pe copac? Ok. Simt că nu sunt chiar așa prost. Dacă aveam 11 ani și mă scobeam în nas și după probabil mâncam muci, spuneam că mai sunt 15 păsări. Dar toate în afară de 15 zboară. Așa că toate în afară de cele 15, adică 5. Adică 5. Am răspuns corect? Da? Da? Cât de prost e? Cum să văd întrebarea asta aici și eu să fac testul? Dar mă intimidează, bă, să văd așa scris cu caps și îngroșat așa cu bold, bă. Cât de prost e? Doamna Ionescu trăiește în București, însă n-are voie, atenție, n-are voie să fie înmormântată în Timișoara. Ar trebui să se plângă? Bă, ce să plângă e? Să moară sau să plângă? Și de ce să mai plângă dacă a murit? Sau nu a murit? Această doamnă Ionescu, care mai are o respirație și probabil se duce, trăiește în București, da? Deci ea e în București și n-are voie să fie înmormântată în Timișoara. Ar trebui să se plângă? Nu, numai fraierii se plâng. Ăsta e răspunsul corect, dar nu-l văd aici. Numai copiii proști să plâng, numai ratații să plâng. Un bărbat adevărat nu se plânge. Un ratat ar răspunde că dar trebuie, este încă în viață, ce mai vrea? Bă, ce test e ăsta? Eu consider că doamna asta e fițoasă și dacă ar fi în fața mea, zice, ești încă în viață, ce mai vrei? Așa că o să răspund, încă în viață, oare ce morți mamei mai vrea? Ești într-o cursă și tocmai l-ai întrecut pe cel aflat pe locul 3. Pe ce loc ești acum? Mamă, era să răspund pe era. Peștele. Băi, clopoțel, băi, dacă îmi făceam eu de asta, ești prost la cap de cultură, generation of the desolation. Băi, las-o, băi. Bă, m-am făcut eu mai frumos, dar sunt un pic cam prost. Stai leacă. Ăștia aleargă, da, și tu ești în spate, tu ești ăsta. Și dacă îl depășești pe locul 3, ești tu locul 3. Ăla e locul 4, ești pe locul 3. Pe 3. Dacă îl întrești pe cel aflat pe ultima poziție, pe ce loc ești acum? Atenție, încă o dată. Mai repetăm în caz că n-ați auzit voi, că eu am înțeles, dar am mai repetat. Deci dacă le întrești pe cel aflat pe ultima poziție, pe ce loc ești acum? Ești tot pe... Ești ori pe penultima, ori... Ha, ce? Ești pe penultimul. Mamă, ce era... Bă, ce cu testul ăsta, mă? O casă galbenă este făcută din cărămizi galbeni. O casă roșie este făcută din cărămizi roșii. O casă verde este făcută din cărămizi verzi? Da? Nu? Adică normal? Ce? Dar nu există, nu? Sau ce? Există cărămizi verzi? Da? De la Dedeman, de unde? E stoc nou, de unde? Ia uite ce că castraveții sunt și ei de fapt fructe. Ai că sunt fructe, dacă e sigur. Da, boss. Și conopie, dar e fructe, dar acum toate sunt fructe. Și roșia e fruct, nu? Că nu mai e legumă, toate sunt fructe, băi. Da, mi se pare că nu chiar nu-i bine deloc. Deci, da, răspunsul este efectiv da. Este, trebuie să fii prea prost să nu știi. Tatălui Bu locuiește în China, are 5 copii. Mame, mimo. Hai de cap. Care este numele celui de-al cincilea? Tata lui Bu are 5. Ăsta, bă, Bu, bă, asta e de clasa întâi, bă. Un avion se prăbușește la granița dintre SUA și Mexic. Unde sunt supraviețuitorii înmormântați? Dar de ce a murit frate meu? Stai, uite că, uite, fii atent. Unde sunt supraviețuitorii înmormântați? Adică, nicăieri, bă, că nu a murit. Că oamenii mei sunt ca în The Forest. Să apucă, caut acolo, sparg lemni și fac ceva shelter pentru noapte. Se bag cu canibal, se descurcă. Bă, nu pot, să citesc întrebări să văd deasupra cât de prost ești, nu pot. Chiar mă simt prost, că țin dacă greșesc una chiar sunt foarte prost. Ce se întâmplă dacă arunci o piatră albastră într-o mare roșie?
devine roșie, devine udă. Păi dacă o pus albastru cu roșu, înseamnă că vrea să mă păcălească, devine udă. Ca prietena ta după ce mă... Aoleu. Aoleu. Iertați-mă, n-am fost eu. Nu, a fost, deci, subconștientul, ceva, nu știu, o parte... Parte cringe. Eu și cu doamna Ionescu ce mai suntem așa cringe. Ai 8 mere, arunci 3. Câte ai acum? 3 sau 5? Ai 8 mere, arunci 3, am... Băi, băiatule, bă, ia să vă bă, 10 din 10. Hai să văd. Și ultima întrebare. Unde ar apărea mâna ta dreaptă în oglindă? Mâna mea dreaptă în oglindă. Stați că chiar am oglindă și o să mă uit. Deci, dacă eu mă ridic acum, da? Și mă duc în oglindă. Mâna mea dreaptă apare în dreapta. Apare în dreapta, în dreapta mea, în stânga oglinzii. Pe partea dreaptă. Hai să vedem cât de prost sunt. Ai terminat testul. Rezultatul tău este... Pe o scară de la 0 la 10, 0 însemnând inteligent și 10 prost, tu te situezi la nivelul 2. Păi și de ce mă situez la testul 2? Adică vreau și eu un argument. De unde știu că sunt ăștia, sunt pe scara 2 de prostii, sunt 2. Deci eu pe scara de prostii sunt 2. 0 însemnând ce înseamnă inteligent și 10 prost. Băi, sunt... Mare cum a fost, așa am fost în școală, n-am avut niciodată 10, adică... Na. Test de prostie. Cât de prost sunt? Deci, crezi că ești deștept? Vă vom dovedi greșit cu acest test provocator. Ia să văd eu, bă, care îmi dovedești mie. Hai, bă, arătați-mi, bă, că sunt eu prost. Să văd acum. Ce literă din alfabet, așa, vine după H? Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I. A, B, C, D, I. Ești prost? Păi și unde e I? Eu. What the fuck? Păi și unde e opțiunea I, fraților? Sunteți proști? A, B, A, ce literă din alfabet vine după? După, adică o mai stat acasă, o stat și după a venit. M-a întârziat. Bă, ce test e asta, mă, cală? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Eu. Eu să pun eu, frate, na, eu sunt, eu vin. Vin eu. Care dintre următoarele nu este un număr prim? Ce ai, că mă, număr prim, sănătate. 7, 71, 2, 45, toți sunt numere prime, tot, 29. Și la număr prim, ești prost? Eu v-am zis, din clasa 6-a, la mine matematica s-a oprit. Deci când au apărut radicalii, așa, nu mai, ce să mai... Păi ce la număr prim? 2 e număr prim, nu? E 2? E prim pentru că e primul. Nu, 2. 2, ce să mai... Elveția are mai multe limbi oficiale. Care dintre următoarele nu este una dintre ele? Românașă, uite ce proști să... Bă, sunteți proști, mă. Limba germană, elvețiană, limba franceză, italiană, românașă. Romanșă. Elvețian o să pun, că poate mai vorbesc așa, nu? Cine a scris Război și pace? Da, Son Goku ăsta. Shin Tzu, Su Tzu, Shen Deng Shin Deng, Johann Yuan Fang, Goethe, Leo Tolstoi, Dostoevski, mau. Acum chiar nu vreau să dau dovadă că sunt foarte prost, dar abia m-am trezit, mai durează până mi-actualizez informațiile. Ui, citesc-a ăla, de ce nu m-a întrebat cine a scris Capra cu trezi? Că știam, normal că Mihail Sadoveanu. Deci Război și pace este de prima întotdeauna cea mai bună. Ce țară este cea mai îndepărtată de ecuator? Hai că să mă... Băi, băiatule! Dar astea nu sunt întrebări, frate, de prostii. De cultură generală, eu nu, i-am dat la logică, eu nu știu la geografie. Kenya, de ecuator. Kenya, Tanzania, Peru, Paraguay, Angola e țară. Credeam că e Andivă de aia, de la Lidl. Indonezia, Ecuator. Deci ăsta e Ecuador. Uite că arată aici. Asta e America. Așa, deci dacă this is... nu e America, e Africa. Nu e America, Brazil, așa. Este Tanzania. Pentru că știu eu de la desene animate că diavolul tasmanian nu era chiar aproape de Ecuator. În ce an a murit Wolfgang Amadeus Mozart? Bă, ce nume de trepăr, avea Wolfgang. Fac și eu așa, unde rămâne A, B, C, asta. Nici n-am dat. Ok, hai încă o dată și asta. În 722, a murit. Care dintre următoarele este cunoscut numele de hormonul fericirii? Dopamina, fraților. Cimbru. Cimbru. Care dintre următoarele este cunoscut sub numele de hormonul fericirii? Cimbru. Asta știu că este dopamina, dar o să pun cimbru, pentru că este foarte bun. Da, efectiv merg pe cimbru, nu? Dacă nu știam citesc, ziceam cimbru. Dacă este scris înapoi numărul 14593, ar fi scris ca 39543. 39, așa, 500, 540,
40? Nu, ești prost? Nu, cartof. Mamă, ăștia-s prea proști, de cum să pui cartof? Cine a murit primul? Peresutus, Cleopatra, Filip, Macedonii, Carol, Ragnar, ăsta nu-i din Vikings, nu-i din Netflix, ăsta nu a murit, că trăiește, când joacă. Alexandru cel Mare, Gaius, Iulius, Cezar, Attila. Mamă, deci să n-am parte. Macedonia, Cleopatra au fost, cred că înainte de Macedonia. Păi da, ăsta frate, să n-am... Ba nu mă, Cleopatra mă, că înainte Cleopatra îi era... Era... Care dintre următoarele fapte despre Japonia este incorectă? Bă, ce test e ăsta, ești prost? Japonezii folosesc în jur de 12 miliarde de bețișoare în fiecare an. Pentru ce? Ce fac? Căsuți de lemn pentru vrăbiuții? Ce faci cu 12... Nu 12 miliard, mamă, sunt prost rău. Există 20 de expresii diferite pentru scuze. Arigato! Scuze! Da, deci asta s-ar putea. Suflarea nasului în public este nepoliticoasă. Da. Peisajul este format din munți. Unde munți, bă? Nu are... Are 7000 de insule. N-ai, bă, cum să ai 7000? Două morți, mamă, e de treabă. 7000. Ce este? 2x2 minus 2. Mamă, deci toată asta, asta e împărțit, asta înseamnă împărțit, da? Bun. Întotdeauna rezolvăm asta din mijloc, da? Proștilor, înțelegeți? Știți? Ok, în caz că n-ați ajuns la astea, vă învață Luci, că știi. Ok, 2 plus 2 ori 2 face 4. Așa, bun. Acum, minus 2, minus 2, 4, face... 2, așa, așa, 2, plus 2, 4, împărțit la 2, de ce nu dă 2? Deci am calculat. Deci, vă jur că din toate răspunsurile care erau 424, 0, 1, minus 2 și 0, 5, a meu ieșea 2. Și nu e aici, mă. Vai, ce bine că a dat grilă, că dacă rezolvam eu nu știam. Păi cum, deci ăsta face 4? Da? Și probabil ce faci? Ce-i chestia asta? O luăm așa, nu împăși 6, minus 2, 4, împărțit la 2, 2, ce aia nu iesă? Na, deci aici all-in, deci 420 sigur nu, na, 1, chiar nu, pe bune, chiar nu știu, sunt prost, nu știu. Vă rog, chiar nu vă luați mine că habar n-am, și ce, bine că știi tu, și ce. Care este primul element din tabelul periodic? Hidrogen, heliu, oxigen, litiu, hidrogen, stulum. De la ce vine? De la heliu. Heliu? Ține, heliu, H, hidrogen, cred că era hidrogen. Era hidrogenul. Piesa al atmosferei este cel mai apropiat de pământ. Atmosfera, proștilor. Atmosfera. Păi de ce nu este aici? De ce nu este aici? Stratosfera, mezosfera, termosfera, troposfera, exosfera. Singura de care am auzit este stratosfera. Așa că, cum i-a zis mama, întotdeauna să mergi pe ce ești sigur. Așa că... Dacă de la m-auzi pe ăla-l pun. Ce este un oximoron? I see you are a man. O contradicție. Încercarea de a emula un sunet de cuvinte. O contradicție aparentă de sine. Repetarea sunetului unei consoane inițiale. Deci este, cu siguranță este nimic din cele menționate. Fiu-eng-o este simbolul elementului din tabelul periodic. Și fie cu ăsta e Q&A, fucking Q, cum ar veni, frequent asked question, nu? Krypton, ce e ăsta, frate, criptomonede? Fier nu, fermiu așa, nu? Hidrogen de ăsta, ești prost, what the fuck? Cine este acreditat ca inventatorul bombei atomice, așa? Primii doi nu aveau cum, ăsta nu știu cine este și de ăsta am mai auzit. Deci, Oppenheimer ăsta, eu o să merg la sigur. Dacă nu-i, asta e, sunt prost. Uite ce mi l-a arătat pe ăsta aici. Credeți în ceea ce consideră teoria ale conspirației? Dacă spun da, sunt prost, nu cred în ele, dar unele sunt destul de fascinante, numai în unele. Nu, numai în unele, trebuie să recunosc, mai cred și eu. Care dintre următoarele cuvinte este scris greșit? Toate sunt corecte. Răutăcios, miercuri, nociv, răutăcios, sacrilegiu, orangutan? Îi orangutan, bă, handicapaților, bă, analfabeților. Ultima întrebare, da? Aproximativ câte cărți citiți în fiecare an? Păi dar și unde e opțiunea peste 200? Aici lipsește opțiune, așa că o să o pun pe cea mai apropiată care e peste 20 pentru că n-au peste 725. Aia e. Care este capitala Slovaciei? Slovacia face parte din Republica Zec, deci nu are capitală. Ljubljana! Am fost prin Slovacia sau Slovenia, dar știu că una dintre ele este Bratislava, așa că să văd. Rezultatul dumneavoastră este, ești mut în mod intenționat? Cum adică e? Serios? Majoritatea răspunsurilor tale au fost cele mai rele pe care o... Bă! Cele mai rele pe care o ființă le-a putut da în acest test. Spune-mi, de fapt ești atât de prost sau ai fost prost pe intenție? Hai mă, normal că am fost pe... Ha, ce ratat.
Fraților, am filmat. Aoleu, normal că am fost intenționat. Ăștia sunt nesimțiți, m-au făcut prost pe față, bă. Bă, le dau report, bă. Cum adică mut, bă? Dumnezeu m-a lăsat sănătos și ăștia mă fac mut? Bă, Doamne ferește, cum adică ei sunt prost? Bă, așa, bă. Oare chiar sunt atât de prost, pe bune? Pe bune este așa prost? Ce vreau să văd este cât de proști ați fost și voi. Să spuneți în comentarii. Poate că, da, poate suntem un pic proști. Bă, ce am făcut, bă? La ce am făcut, bă? Bă, chiar trebuie să mă apuc de cititul ăla, că de făcut rebusuri, de jucat Tetris, eu știu, Sudoku. Cam acesta a fost episodul. Ce-ți vă zic, aveți Instagram-ul meu în descriere, aveți canalul cu frate meu Ratații, vreți să facem 100.000 de abonați acolo. Postăm în fiecare miercuri, sâmbătă pe canalul mare și avem și canalul de gaming, bineînțeles. Vă rog să-mi lăsați în comentarii cât de proști ați fost, citesc toate comentariile și dau inimă. Și ca de fiecare dată, ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!